Nu, 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 nu! Nu, nu! Ba da! Acum e momentul! De fiecare dată îți dorești să intri în piscină! Acum a venit rândul să te bălăcești! Nu. Nu. Așa! Nu. Uite! Tati, nu vreau pe spate! În fiecare zi vrei în piscină! Hai, mai repede! Mai repede! E, cum e? Îți place? Mi-ai promis că dacă mă bați în piscină, facem o provocare! Eu ți-am promis asta! Tu ai vrut în piscină! Întotdeauna vrei în piscină! O să facem o provocare doar de dragul provocării! Da, da, o provocare! Provocare e pentru mine să umflu acest inel care nu are supapă! Păi umflă-l, că am nevoie de colac de salvare! Tu ești în roșu, mami! Mi se pare mie sau ne potrivim la culori? Da, și tu ești roșu! Și inelul acesta e roșu! Și eu am roșu! Până și eu sunt în roșu! Și eu sunt aproape roșu! Păi se pare că toată lumea e în roșu! Dar parcă lipsește cineva! Cine nu e cu noi aici? Ari! Dar Ari doarme! Mara! Unde este Mara? Să vină și Mara! Știu că și ea își dorește în piscină. Abia aștepta să intre în piscină, dar singura condiție a ei era să se mai încălzească apa. Teo, cum e apa? Apa este caldă, dar să vedem câte grade sunt. Sunt 30 de grade. E caldă. Hai, veniți, veniți, eu pot să fac salturi. Ia uitați-vă la mine. Hei, fac eu salturi cu voi. Salturi? Ultimul care intră în piscină e un ou stricat și acela ne va filma. Nu sunt eu ou stricat, eu intru în piscină. Hai, repede, Mara, rămâi afară. Hai, Arlin, hai. Uitați să vă costum. Degeaba fugi, Mara. Eu am deja costum și intru în apă. Așa că tu ești ou stricat. De fapt, tu ești cameramanul de serviciu de astăzi. Eu intru. Dar la cum sunteți toți îmbrăcați, propun să facem un challenge. Un challenge? Și tati tot zicea ceva de challenge. Și Teo. Hai să facem 24 de ore într-o culoare în piscină. Iar culoarea este? Cred că ați ghicit deja. Roșu. Perfect, să-i dați drumul provocării. Hai! Dar care să fie prima provocare? Păi, va trebui să vă alegeți un obiect de culoare roșie care să vă reprezinte. Eu deja am două obiecte de culoarea roșie. Am un inel și un pește roșu. Peștele vrea să intre în acvariu. Păi, ce te reprezintă? Inelul roșu sau peștele roșu? Ce contează? Important e că sunt roșii. Am inel. Mă rog, e cam mare. Mai degrabă colier. Iar peștele mami pentru cine îl prinde. 3, 2, 1 și... Briana l-a prins! Super! Ce confortabil pentru ea să câștige provocarea fără efort. Nu ai chestit! Trebuia să arunci peștiul în piscină să îl prindem. Dar mai sunt pești de aruncat. Mara selectează pe cei roșii și aruncă în piscină. Cine prinde mai mulți câștigă provocarea. Bel, chiar dacă are galben, are mai mult roșu, prindeți-l! Stai, Mara, nu începe provocările! Eu nu am intrat încă! Mami, tu deja ai un obiect, prindeți! Unde? A rămas deasupra! Și noi l-am căutat în apă! Bravo, Armin! Următorul obiect roșu! Am mai găsit ceva? Mă bag și eu, nu vreau să rămân ultima. Oameni adâncă, ce mă fac? Vreau să mă scufund. Prindeți-mă! Prindeți următorul obiect. Hai, Mara, hai! Wow! Asta e al meu! Eu l-am prins primul! Eu! Bă, nu eu! Eu l-am prins cu două mâini! Ce faci, Teo? Eu l-am prins cu tot corpul în apă! E al meu! Hai că a fost amuzant! Următorul obiect, Mara! Gata! S-au dus toate obiectele roșii! Acum Teodora va trebui să facă o provocare! Și la ce provocare te-ai gândit, Mara? Să facă la rând
un salt în față și un salt în spate sub apă. Ce provocare e asta? E prea simplu, trebuie să-i dăm ceva mai greu. Simplu? Eu nici atât nu pot. Teo, mai devreme ai făcut tumbe. Asta înseamnă că îi place. Scrieți în comentarii, îi place Teodorei să facă tumbe în apă? Da sau nu? Eu zic că da. Și eu cred. Așa că, ca să facă tumbe în apă, trebuie să țină ceva în mână. Ce? Camera! Ești pregătită? Da. Hai să vedem, oare Teo poate cu camera în mână să facă tumba? Nu pot cu camera, mi-e greu. Nu pot cu camera? Asta înseamnă că a pierdut provocarea. Să încercăm cu altceva. Mara, nu am zis cu camera. Da, nu am zis cu camera. Atunci am eu altă idee. Cei doi peștișori ai Brianei, în fiecare mână câte unul. Să vedem dacă reușește cu ei. Brian, nu fi fost umflată, ți dau înapoi după provocarea Teodorei. Cred că așa e mai bine. Să vedem dacă va reuși Teo. Hai! 3, 2, 1 și... Salt în față, salt pe spate, au fost doar jumătăți! Și unde sunt peștii? Nu știu, i-a pierdut! Îi găsește Armin! Încă o dată! Încă o dată! Încă o dată! Teo, dacă nu poți, îmi pare rău, n-ai făcut provocarea și vei ieși din piscină! Nu, nu vreau să ies din piscină! Teo, vrei să intre Mara în locul tău? Rămâi în piscină și fă provocarea! Hai, Teo! Hai, Teo! Hai, Teo! Hai, Teo! Și pe spate! Bravo, Teo! A reușit, Teo! Așa că provocarea a fost îndeplinită și rămâne în piscină! Primul salt a fost cam pe o parte. Da, știu, mai fac o dată dacă pot. Hai să vedem, Teo, ești curajoasă. Hai, Teo. Saltul pe față a fost tot pe o parte. Și iar pe față. Nu pot, că nu mă întorc. Scrieți-ne voi în comentarii dacă Teo a făcut tumba, roata și așa mai departe, corect sub apă. Pot și legate mai bine. Bine, să te vedem. Pe față sau pe spate? Întâi pe față și apoi te vedem pe spate. 3, 2, 1 și... Și pe față? Și pe spate? No. Pe față? E și uite, ești pe față și corect! Bravo! Wow! Iar cincilea! Nu cred! Cinci salturi pe față! Rămâi în piscină, clar! Și pe spate poți legate? Să văd! Pe spate? E mai ușor pe spate! Ba nu, mie se pare mai ușor pe față! Asta o să ne spună abonații! Scrieți-ne în comentarii dacă Teo va executa pe spate mai bine decât pe față! Tati, dacă execută mai bine, nu înseamnă musai că e mai ușor! Salt, Teo! 3, 2, 1 și... Hai, Teo! Hai, Teo! 1, 2, 3... Nu cred! 4! 3 jumate! Bravo, Teo! A fost super! Deci pentru Teo, pe față, salturile sunt mai ușoare pentru că a făcut 5 legate. Pentru voi cei care faceți astfel de jonglerii în piscină, care salturi vi se par mai ușoare? Pe față sau pe spate? Pe spate mi se pare mai greu pentru că nu văd dacă dă cu capul de fundul piscinei. Am mai dat așa o dată cu capul și m-a durut rău. Pentru că pe față văd. Serios? Tu vezi când faci salturile? Pentru ce am ochelari. Acum va fi un challenge cu salteaua. Cine nu va bate ce zic eu, va trebui să facă provocarea. Serios? O saltea? Cred că trebuie să fiu aproape de ea. Mă duc să o urmăresc pe Mara, să văd unde o pune și să fiu prima care se joacă pe salt. Sunt sigură că despre asta este vorba. Piscină și gonflabilă colorată. Dar nu e roșie. Nu e roșie, tati, dar noi suntem roșii. Hei! Hei, hei, hei! Nu e asta provocarea. Va trebui fiecare să se urce pe saltea și să sară în piscină. Fiecare? Păi hai să facem challenge-ul. Teo a sărit deja. N-am dat sartă-și provocării. Mie-mi place. Haide, ce ne se mai pune pe saltea? Va trebui să facă imediat provocarea. Mara ne organizează. Da? În capăt, ca să aveți loc. Cine vrea poate să sară și în cap. Prima e Teo. Hai, Teo. Eliberat spațiul. Nimeni nu va ține salteaua, trebuie să te descurci. Asta e regula. Dați-vă! Wow, Teo, să nu cazi în partea cealaltă! Haide, Teo, să te vedem! Teo, 3, să te vedem în 3, 2, 1 și...
fie un salt cât de cât frumos. Mi se pare prea mică și că dă cu capul. N-ai cum să dai cu capul. Mara, ține. Bine, hai, o țin că văd că e greu. Dar așa vom face la toți, da? Da. 3, 2, 1 și... Hai, Teo! Teo a sărit mai rău decât prima dată. Am dreptate. Scrieți în comentarii dacă vă plac salturile Teodorei. Teo, s-ar putea tot să faci provocarea. Da, la infinit sare Teo. Teo cred că o face intenționat. Ei plac săriturile. Vrem și noi să sărim. Hai Teo, lasă-ne și pe noi. Ai sărit bine. Dacă de data asta nu o să-i reușească Teodorei, eu o să fiu următorul. Și va trebui ca ea să facă provocarea. Da, da, dacă noi toți ceilalți ne descurcăm mai bine ca ea. Stai să ne vedem. Eu am emoții. 3, 2, 1 și... Așa, da! Un mare like pentru săritura Teodorei. Bravo, Teo! Ai sărit perfect! Da! Teo, mai mult te-ai lăsat decât ai sărit, dar a fost frumos. Acum am prins mișcarea. Păi, Teo, ce facem? De fapt, era rândul meu! Aia e! Nu e cinstit! Aia e! Aia e! Aia e! Hai să vedem! 3, 2, 1 și... Aha! Trebuie să sari! Pentru că de-aia sunt sărituri! Dar și așa cum face Teo e bine! Atunci rândul lui tati! Hai, tati, să te vedem! Abia aștept să te văd plonjând în apă! Să te văd eu pe tine, că ție ți-e teamă de apă! Vouă e teamă de apă! Bine! De apă însemnând de piscină. Scrieți-ne în comentarii. Chiar așa? Îți este frică de apă? Știi să înnoți? Scrie un comentariu aici dacă știi sau nu să înnoți. Chiar acum sunt curioasă câți dintre urmăritorii noștri știu să înnoate și câți nu. Eu recunosc, nu știu să înnot. Eu știu să înnot. Voi știți? Scrieți în comentarii acum. Iar dacă nu știți, puteți învăța la un antrenor. Așa e cel mai bine să înveți cu cineva care e special antrenat pentru asta. Vorbăria pe altă dată! Oh! Rândul meu! Să sar în piscină! Nu știu cum te ține pe tine salteaua. Săritură! Nu știu ce a fost, dar a fost ceva. Scrieți voi în comentarii ce a fost asta. A fost mai rău decât ce a făcut Teodora prima dată. Și a doua oară, și a cincea oară. Mami, chiar așa rău? Mai încerc o dată. Din picioare. Oh. Așa zice Mara. Din picioare. Să fie din picioare. Voi vreți din picioare? Scrieți în comentarii. Dar reușesc din picioare? Nu cred că se poate. Wow, a ieșit perfect. Numai aici m-am lovit foarte tare. Am luat umeri de apă, nu burtă de apă. Bravo! Acum rândul cui? Rândul Brianei sau al lui Armin? E rândul meu! Al meu după! Mami, dar tu te dau fofilez, rândul tău când e? Acum! Ei, eu speram să treacă neobservat rândul meu. Hai, hai! Nu acum, nu sunt încă pregătită. Eu sunt! Bine, Armin, hai! Hai, Armin! Sunt curioasă dacă Armin își va învinge fica de apă când va sări. Armin nu a sărit niciodată până acum și îl vom vedea în premieră! Hai, Armin! Nici mami n-a sărit. Rămâneți aproape să o vedeți pe mami cum va sări în piscină. De pe saltea! Eu aș vrea ca mami să sară tot în cap. Fiecare sare cum vrea. În cap! Armin, cum vrei tu, așa sari. În 3, 2, 1! Noi suntem aici să te prindem! Hai, 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 hai! Nu cred! Nu cred! Bravo! Armin face valori! Hai, mami, rândul tău! Mamă, asta e rândul meu! Exact, e rândul Briane! Hai, vrei! Hai, vrei tu acum! Și apoi Teo, și apoi tata! Teo, tata, ei au fost deja! Au fost? Când au fost? Eu nu mi-am dat seama că au fost! După ce Armin? Da, și tot așa, ați înțeles mesajul lui mami. Mami, de fapt, vrea iarăși să se eschiveze. Tapește-le prin apă. Oi, dacă nu vrei, nu e nicio problemă. Va trebui să faci o provocare mai grea. Nu, mai bine mă urc pe saltea. Da, după Bri. Hai să vedem, Andrei, hai, Bri. Bravo, Briana, ce scurt a fost, dar frumos. Acum e rândul tău, mami. Trebuie neapărat să o susținem pe mami cu un like. Numărăm până la 5. 1, 2, 3.
3, 4, 5! Am sărit, nu m-ați văzut! Îmi pare rău pentru voi! Eu am sărit cât voi numărați! Mami, eu am fost cu ochii pe tine și am văzut că n-ai sărit! Ce-ai văzut? Camera era pe Teo care număra că abonații să dea like! Apropo, ați dat like sau ați ratat săritura mea degeaba fără să ne susțineți cu un like? Voi ce părere aveți? Mami a sărit? Voi ați dat like? Dacă voi ați dat like, mami, cu siguranță va trebui să repete săritura ca să o vedeți și voi, să o vedem și noi, ca toată lumea să fie mulțumită și în același timp să fim corecți unii față de ceilalți. Ce e asta? Sabotaj! Eu am sărit! Mami, ca de obicei! Ah, ce vreți să ziceți? Că n-am făcut-o? Vă demonstrez eu! Hai, mami, hai! Arată-ne că se poate! Hai, mami! Hai, mami! Hai, mami! Hai, mami! Opa! Cea mai mare săritură! Am împiedicat! Da! Eu zic să sar cu asta! Cu colacul de salvare! Stai un pic! Am sărit! M-ați și văzut! Am sărit deja! Ce să mai sari? Acum să vedem cine nu a sărit să facă provocarea mare! Mara n-a sărit! Exact! Eu zic ca mami să facă provocarea, deoarece la ea nu prea a fost o săritură. Bine, mami să facă provocarea. Ce provocare ai, Mara, pentru mami? După ce am sărit, s-a hotărât, abonații au văzut că n-ai sărit cum trebuie. Am văzut și noi asta. Să voteze ei în comentarii acum cine trebuie să facă provocarea la runda aceasta. Dar eu nu sunt de acord că eu trebuie să o fac. Mami, 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 mami. Tati să facă provocarea. Tati, tu cine zici să facă provocarea? Mara, pregătește o provocare bună pentru mine. Ce zici? Bine, tati. O să-ți aduc provocarea. Stai un pic, ca să vezi, mami, ce-ai pierdut. Ce? Am pierdut? Provocarea era de bine? Nu cred așa ceva. Cum ratez eu tot ce-i bun și frumos în lumea asta? Mami, cum să ratez tot ce-i bun și frumos pe lumea asta? Când mă ai pe mine? O ai pe Bri, o ai pe Teo, o ai pe Ari și o ai și pe Mara. Da, bine, l-am și pe Armin acum cu noi în piscină. Nu e vorba de asta, dar am crezut că-mi va da Mara să fac și eu cine știe ce salturi pe aici și mi-a fost teamă. Iar ea acum probabil îți aduce ciocolată. Că bine zici! Hai, Mara! Cu ce vii acolo așa mare? E mare? E o ciocolată mare? Oh, sau un tort mare? Un tort roșu ca să se potrivească cu challenge-ul nostru! Nu cred că am ratat așa ceva! Uite-ți, tati, provocarea! Aceasta este provocarea ta, tati! Nu pot să cred ce am ratat! Un pepene gustos! Și ce trebuie să facă tati cu acel pepene? Poate nu trebuie să-l mănânce. E un pepene roșu în interior! Că asta e provocarea! 24 de ore în roșu! Ce? Pepene? Vreau și eu o provocare! Eu nu aș vrea acum o altă provocare! Vreau provocarea asta! Da, Mara, da! Ce să facem cu pepenele ăla? Eu vreau o provocare! Pentru că pot-l mănânc eu în locul lui tati! No, no, no. Zi, Mara, e provocarea mea, cine nu? Cine câștigă la provocare mănâncă pepene și exact! Iese și nu mănâncă. Ah, o provocare la provocare. Da. Nu, eu vreau o provocare în locul sau înaintea provocării tale. Ia uzi tu. Voi ce ziceți? E foarte greu, ajutați-mă. De ce plutește? De ce plutește? E foarte greu. Chiar? Mara, e un fenomen natural. Pepenele înăuntru are densitatea mai mică decât densitatea apei. E normal ca el să plutească. Oh, cât de tare! Ia. Și legea lui Arhimede împinge obiectul în sus cu forța dezlocuită de către acest pepene. Exact! Hai, Mara, dă-mi mie provocarea! Mai repede până nu se sparge provocarea mea! Cine-l prinde? Cine prinde pepenele? Sper să nu-l spargem, că mi-aș dori totuși să-l mâncăm. E din ăla bun, fără semințe. Poate mulțumesc, nici Mara, e bun, ăla îmi place cel mai mult. Poate nici nu e roșu înăuntru. E roșu. N-ai de unde să știi, poate să fie și galben și portocaliu. Ce ziceți? E roșu înăuntru sau e galben? Scrieți în comentarii, ce culoare credeți că are pepenele în interior? Eu am văzut pepeni japonezi în formă de cub, care înăuntru au toate cele trei culori, roșu, portocaliu și galben. Nu cred că există așa ceva. Vreau și eu un pepene din ăla. Vreau în Japonia.
Din păcate e ilegal să-i aduci cu avionul. Poftim? Nu cred. Unde scrie asta, Mara? Alimente cu avionul nu se pot aduce? Depinde de țara din care le aduci. Hai, Mara, dă mai repede provocarea, că abia aștept să mănânc pepenele. Să fac provocarea. Eu l-am prins! Hotman cu pepenele în apă! Hotman, ai poapă! Pepenele! E pepenele meu! Al meu! Al meu! Provocarea e să scoți toate obiectele care nu sunt roșii din apă. Ok, acum primul obiect. Am un colac. Copilul de sub el merge cu tot cu colac afară? Sau scot doar colacul? Cu totul, mami. Are codițe colorate. O să de... Eu vă ajut. Mă duc să mă încălzesc. Dar va veni alt copil în loc. Ce copil vine în loc? Vine în apă, Mara? Cine o prinde? Wow! Ariana vine în piscină și e îmbrăcată în culoarea roșie ca și noi. Ce tare! Următorul obiect care trebuie scos din apă pentru că nu e roșu este această cameră cu care filmăm sub apă. Voi știați cu ce filmăm noi sub apă? L-ați mai văzut în cadre. Chiar acum scot primul obiect. Un peștișor verde. Și al doilea obiect. Alt peștișor verde. Și nu uita de cameră. Scrieți în comentarii culoarea opusă roșului. Culoarea opusă roșului este culoarea care se combină din celelalte două culori principale. Culorile principale sunt roșu, galben și albastru, iar culoarea opusă culorii roșii e cea care se combină din albastru și galben, adică verde. Eu niciodată nu m-am gândit așa. Eu le știam pe de rost. Portocaliu albastru, mov galben, roșu verde. Așa le știam și eu. Nu le știam explicit, dar mami a avut grijă să vă spună și vouă cum se știu ele că ar fi opuse. Tate, uite, ai culoarea albastră și rămâne roșu și galben. E roșu și galben, e portocaliu, culoarea opusă. Exact, despre asta vorbeam eu și se cheamă culori complementare. Da, avem culoarea galbenă, mai rămâne roșu și albastru. Din roșu și albastru este mov. Voi vorbiți că eu adun obiectele de altă culoare decât roșu. Și se pare că majoritatea sunt verzi. Opusul, cum a zis Mara. Mai avem pe cineva care trebuie scos afară. E de culoare verde. Verde, e verde. Ariana rămâne la tati, iar Teo, care culoarea verde, iese cu totul afară. Oh! Am rămas eu, Ari și Armin. Mami, tu ai terminat provocarea. Acum o termin. Mă cam încurcă Armin. Mi-a furat peștele. Uite un pește galben, Mara. Galbenul este o culoare principală, alături de roșu și albastru. Am găsit și niște ochelari. De vreme ce nu sunt pe ochii lui Armin, pe Armin nu-l scoatem. Challenge. A văzut ce s-a întâmplat cu Teo. Și a aruncat repede ochelarii ca el să rămână în apă. Îi place bălăceala. Mami, din ce văd mai ai de adunat? Da, această mare saltea. O, mami, nu! E curat pe jos, poate rămâne. Și se pare că vine și ploaia, deci să mă grăbesc cu provocarea. Copiii ăștia au renunțat rând la cele. Eu cred că ei au un plan. Pepenele e afară și sigur s-au dus să mănânce pepenele. Am mai găsit obiecte care nu sunt de culoare roșie. Acest pește galben, clorinatorul acesta albastru și termometrul care e alb cu mov roz auriu. Mami, recipientul cu pastile de clor trebuie să rămână aici pentru a dezinfecta. E excepție. Bine, dar termometrul poate sta afară până runda viitoare când ne băgăm în piscină. Să mai caut, să mai caut. Am găsit un obiect pe aici, pe jos și nu-mi dau seama ce culoare are. Mie nu-mi place să mă bag la fundul piscinei, așa că le scot cu picioarele. Niam, niam. Ari a zis că acesta este un niam, niam. E un pește, poftim, ia să vedem. Niam, niam, niam. Asta înseamnă că ea vrea să-l mănânce. Mâncăm peștișorul verde, nu-l mâncăm, ne jucăm. Dar așa are. Are trebuie să stea cât mai mult în apă ca să-i fie cald, ca altfel îi va fi friguț. Mami, e plin, dar sunt obiecte roșii. Exact, obiectele roșii trebuie să rămână. Așa că mi-am îndeplinit misiunea. Yay! Ce dar... Atunci hai și să o felie de pepene. Eu primul. Nu, 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 eu sunt prima. Hai, copii întâi. Bravo, Armin. Tati, degeaba ies ei întâi din piscină, pentru că ei nu pot tăia pepenele, sunt mici. Așa că să ieșim și noi din piscină. Hai afară cu toții! Ce culoare credeți că are? E roșu fără sâmburi! Nu! No!
și eu o felie mare. Hai, dăm. Imediat dau la toată lumea. Neam, neam. Ea e mai gălăgioasă. Asta e pentru tine, Armin. Mulțumesc. Mulțumesc, tati, e foarte bun. Mie nu mulțumiți că v-am adus pepenele. Mulțumim, Mara, mulțumim. Teo, Brief, ratați pepenele. Să ne așezăm confortabil. Avem de mâncat un pepene și încheiem aici prima parte din cele 24 de ore în culoarea roșie. Revenim imediat.